Bătuți chiar la Târgu Jiu de CS Otopeni, trup și colegii săi au plecat în capitală, hotărât să recupereze punctele pierdute. Primele trei sferturi ale confruntării cu CSM București nu prevedeau însă nimic bun. Energia era condusă la 12 puncte diferență, dar a revenit spectaculos în ultimele 10 minute și a împins meciul în prelungiri. Atunci și-a intrat în rol căpușan, internaționalul Energia a marcat coșul victoriei cu câteva secunde înainte de final și a oprit tabela la 83-82 în favoarea trupei lui Nicolici. O tensiune maximă, eu și totuși aici am văzut valoarea jucătorului echipei naționale în persoana lui Andrei Cușan, care a reușit un coș de 2 puncte care a dus victoria. Iată ce înseamnă să ai un jucător care fi diferența. Americanii Trup și Darby au fost oamenii responsabili cu spectacolul și de această dată. Au marcat împreună 43 de puncte și l-au ajutat pe tehnicianul sârb să obțină prima victorie în campionat. Jucătorii noi s-au reușit să se concentreze mai mult pe acest meci și erau foarte ambițioși din săptămâna de antrenamente. Ne-a afectat toți că nu reușim să dăm cu o victorie în fața celor de Otopeni, dar iată că am reușit să obținem o victorie muncită la București după un overtime, după prelungiri, după o repriză de lungiri și asta ne dă sperare că putem să ne atingem obiectivul. După 2 etape, Energia pe locul 7 în clasament și joacă miercuri pe teren propriu contra nou promovatei Poliași.